Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit! Cum v-am obișnuit în fiecare seară, avem o emisiune electorală în care am invitat pe domnul președinte Aladin Georgescu, al Consiliului Județean și candidat la Consiliul Județean. Bună seara și bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Și domnul primar Constantin Trușcă, primarul Comunei Șimian și președinte Ligii Aleșilor al PSD. Bună seara și bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor postului dumneavoastră de televiziune! Pentru că suntem în plină campanie electorală și pentru că fiecare trebuie să-și expună ceea ce a făcut și ceea ce dorește să facă în continuare, v-am invitat alături de noi în această seară. Și aș vrea să vă adresez prima întrebare noastră domnului președinte al Consiliului Județean, domnul Aladin. Ați fost, din 2014, ați fost la Consiliul Județean ca președinte ales. Ce ați făcut în această perioadă și pentru ce ar trebui ca oamenii de acasă, ca eu, să vă votez în continuare? Da, din 2014 am îndeplinit funcția de președinte interimar al acestei instituții, iar din 2015 de președinte ales prin votul colegilor consilieri județeni, președinte al Consiliului Județean, Mehedinți. A fost un moment greu pentru noi în 2014, însă l-am depășit în cele din urmă, pentru că am avut în Consiliul Județean o majoritate solidă, o majoritate compusă din oameni serioși și responsabili, care n-au dorit decât binele județului Mehedinți. Este adevărat că am avut în spate și un guvern PSD, condus de premierul Victor Ponta și cu vicepremier și ministrul la Ministerul Dezvoltării Regionale, domnul Dragnea. Și așa cum spuneam, a fost un guvern responsabil care a înțeles necesitățile fiecărui județ în parte și, înțelegând necesitățile județului Mehedinți, ne-a sprijinit foarte mult. Pentru că adevărul este că, fiind un județ mic, un județ sărac, din bugetul județului nu aveam posibilitatea să realizăm investițiile care s-au realizat în ultimii 4 ani de mandat PSD la conducerea Consiliului Județean. Și când spun de investițiile care s-au realizat în județul Mehedinți, sunt investiții evidente, sunt investiții care se văd la tot pasul în comunele, orașele și cele două municipii din județul nostru. Aș vrea să încep prin a spune faptul că, fiind vicepremier și ministru la Ministerul Dezvoltării Regionale, domnul Dragnea a cunoscut foarte bine ceea ce înseamnă administrație locală, la nivel de comună, oraș, municipiu, și bineînțeles a înțeles ce înseamnă administrație județeană, fiind mai multe mandate președinte al Consiliului Județean. Tocmai de aceea, împreună cu premierul Ponta, au luat decizia să emită ordonanța de urgență 28/2013, prin care s-a înființat Programul Național de Dezvoltare Locală, program care în ultimii 3 ani de zile a asigurat o finanțare consistentă pentru județul nostru. S-au realizat în principal lucrări de alimentare cu apă în localității din județul nostru, lucrări de canalizare și, în ultimul rând, s-au asfaltat foarte multe drumuri comunale din județul nostru. În total, în aproximativ 3 ani de zile, s-au realizat sau sunt în curs de implementare aproximativ 100 de proiecte prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Și spun aproximativ, deoarece unele s-au realizat, altele sunt acum în implementare și urmează și în perioada următoare să mai fie aprobate proiecte prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Toate aceste proiecte de care vă vorbesc eu acum se implementează în localitățile noastre într-un număr de peste 50 de comune și orașe și municipii, ceea ce înseamnă foarte mult pentru județul nostru. Să lucrezi în peste 50 de localități dintr-un total de 66 de localități înseamnă, așa cum am spus, foarte mult. Chiar astăzi, așa cum ați constatat și dumneavoastră și cum ați prezentat pe postul dumneavoastră de știri, am participat în comuna Șimian, alături de primarul acestei comune, domnul Costel Trușcă, la recepția uneia din aceste lucrări finanțate prin Programul de Dezvoltare Locală, și anume sistemul de alimentare cu apă în 4 sate aparținând de comuna Șimian, și anume Valea Copcii, Ierghevița, Dedovița și Poroina. Sper să nu fi greșit. Nu, așa primar, dar n-aș vrea să vorbesc eu mai mult despre acest proiect. Am spus doar că finanțarea a fost asigurată de guvernul condus de Victor Ponta. Vă rog pe dumneavoastră, dacă vreți să
dați mai multe detalii despre acest proiect și despre nenumăratele proiecte din comuna dumneavoastră, pentru că este un model ceea ce s-a întâmplat în acești 4 ani de guvernare PSD la nivel local în comuna Șimian. Domnul primar, ați făcut foarte multe pentru comuna Șimian. Ce vă recomandă pentru următoarele alegeri? Păi tocmai ceea ce am făcut până acum, în acești 4 ani, revenind la ce spunea domnul președinte Aladin Georgescu, într-adevăr, comuna Șimian a fost beneficiara multor proiecte pe fonduri guvernamentare. Sprijinul domnului vicepremier și ministru al dezvoltării Liviu Dragnea s-a simțit de plin în comuna Șimian. Am avut proiecte de peste 4 milioane de euro, unele sunt finalizate, unele sunt în derulare, însemnând reabilitarea târgului de la Cerneț, această lucrare pe care am recepționat-o astăzi de alimentare cu apă, încă 2 proiecte de aproape 2 milioane de euro pe drumuri comunale, care, repet, sunt în derulare. Ne-a ținut puțin în loc canalizarea, că altfel erau terminate. Aici aș vrea să îmi cer scuze locuitorilor din comuna Șimian, care au trecut printr-o perioadă destul de grea pe timpul când s-a lucrat la canalizare, dar așa cum s-a observat pe unele străzi, am și asfaltat în urma canalizării, iar până la toamnă toate străzile din comuna Șimian, Cerneți și mare parte din celelalte sate componente vor fi asfaltate. Cât de important a fost sprijinul Consiliului Județean, al președintelui Consiliului Județean, în tot ceea ce ați realizat dumneavoastră în această perioadă? A fost foarte important, numai pentru comuna Șimian, pentru toate comunele din județ, pentru că, într-adevăr, sunt aproximativ 100 de lucrări în județ, aprobate de guvernul Ponta. Fiecare primar, cred că a simțit în localitatea lui sprijinul pe care l-a oferit președintele Consiliului Județean și sunt convins că și după 5 iunie vom beneficia de același sprijin al domnului președinte Aladin Georgescu și cu siguranță din toamnă sperăm să avem și un guvern PSD, pentru că în cei 3 ani sau cât au fost de guvernare, cred că fiecare om a simțit o schimbare în bine, cel puțin în județul nostru. Nu, primar, din câte știm noi și din câte am văzut, oamenii încă vă doresc acolo la noastră în comună, pentru că realizează ceea ce ați făcut. Aș vrea să ne spuneți cât este de important ca cei care vă votează pe dumneavoastră, ca cei care vă vor în continuare primar, să voteze și Consiliul Județean. Este foarte important și cred că așa vor face și asta îi și rog pe locuitorii comunei Șimian ca alături de mine, de candidatura mea la primăria comunei Șimian, să voteze și candidatul PSD la președinția Consiliului Județean. Și, bineînțeles, consilierii județeni. Domnul președinte, ați vorbit despre proiectele dumneavoastră pe care le-ați dezvoltat pe partea de asfaltare, apă și canal, la modul general. Aș vrea să intrăm un pic așa în detaliu, să discutăm un pic despre ele în detaliu. Ceea ce am vorbit mai devreme a avut în vedere finanțarea asigurată de guvernul condus de Victor Ponta pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul nostru. Pentru că atunci când vorbești de Consiliul Județean, nu trebuie să vorbești numai de investițiile proprii pe care le face Consiliul și de ajutorul pe care Consiliul Județean, pe care guvernul, le dau celorlalte unități administrativ-teritoriale din județ, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, fiind un județ sărac, și aceste unități administrativ-teritoriale au venituri reduse și nu pot să facă asemenea investiții. Sunt convins că în acești ani toți mehedințenii au văzut că se lucrează în fiecare localitate. Nu a fost o localitate din județul nostru în care să nu se fie reabilitat, să nu se fie modernizat o uliță, să nu aibă asfalt pe cel puțin o uliță dintr-o comună. Nu este localitate unde să nu fie în majoritatea satelor sistem de alimentare cu apă. În majoritatea localităților se realizează investiții privind introducerea rețelei de canalizare, pentru că trebuie să ne aliniem la normele europene și la sfârșitul anului 2018, în toate unitățile administrativ-teritoriale cu o populație echivalentă de peste 10.000 de locuitori, trebuie să avem rețele de canalizare. Altfel, vom fi supuși procedurii de infringement. Vorbim și de proiectele pe care le-a implementat Consiliul Județean și aș vrea să vorbesc și de cele din venituri proprii și de cele realizate cu fonduri europene.
Mai întâi aș vrea să fac o precizare că la momentul când noi am ajuns la Consiliul Județean, în anul 2012, nu se mai puteau depune cereri de finanțare pe principalele programe operaționale, astfel încât a trebuit să continuăm ceea ce se depusese înainte de 2008, pentru că programul anterior, pe exercițiul financiar anterior, a început în 2007 și trebuia să se finalizeze în 2013. S-au depus cereri de finanțare din 2007, s-au depus în mandatul următor, însă noi a trebuit să continuăm ceea ce se implementa la momentul când am venit la Consiliul Județean și, din păcate, deși erau unele proiecte în derulare, toate erau cu probleme. Și pentru că tot se discută de o bună bucată de vreme despre acest proiect privind reabilitarea Muzeului Regiunii Poților de Fier. Da, este un proiect care a primit finanțare prin programul operațional regional. O finanțare consistentă de aproximativ 14 milioane de euro și când vorbesc de suma asta am în vedere, pe lângă fondurile europene și contribuția pe care trebuie să o aibă Consiliul Județean și pe care a avut-o și bugetul de stat. Pentru că așa se procedează, atunci când vorbim de proiecte cu finanțare europeană, nu este o finanțare de 100% din fonduri europene. La momentul când noi am ajuns la Consiliul Județean în 2012, acest proiect avea mari probleme în ceea ce privește implementarea. Lucrările erau blocate, tocmai din cauza faptului că administrația precedentă atribuise contractul de execuție de lucrări pentru acest proiect unor firme care au intrat în stare de insolvență. Și vorbesc aici de firma Confort și vorbesc de firma Icimahad. Aceste probleme au stagnat foarte mult lucrările. Nu mai vorbim de faptul că fusese recepționat un proiect tehnic de foarte proastă calitate, întocmit de către ISP București și a trebuit acest proiect revizuit tocmai pentru că erau aceste mari probleme. Nu mai vorbim de faptul că s-a descoperit Amfiteatrul Roman, care a stagnat foarte mult lucrările la muzeu. Au fost tot felul de probleme. Cu greu le-am deblocat în acest mandat și am ajuns în momentul în care nu se poate vorbi niciun moment că se pune problema restituirii fondurilor europene primite până în acest moment. Acest lucru să fie foarte clar și numai răutăcioși și pot spune acest lucru, pentru că în momentul de față legislația s-a modificat, sunt multe proiecte care pe parcursul implementării au întâmpinat probleme. S-a ieșit din termenul convenit inițial, s-a prelungit, noi am prelungit până la 30 iunie 2016 contractul de execuție, am terminat licitațiile de fapt pentru mai multe loturi și în perioada următoare se vor începe lucrările din nou cu alte firme la muzeu și vom prelungi, legislația ne permite, așa cum spuneam, să prelungim termenul până la momentul când lucrările vor fi gata. Scopul pentru care s-au acordat acești bani europeni și pentru care s-au alocat bani și din bugetul județului și de la bugetul de stat a fost acela să se termine lucrările, nu acela de a le bloca la un moment dat, de a aduce un județ în situația de a restitui sumele de bani. Și ca să închei precizările cu privire la acest proiect privind reabilitarea Muzeului Regiunii Poților de Fier, concluzionez foarte clar. Județul Mehedinți nu va fi pus în situația să restituie niciun leu cu privire la acest proiect. Dacă tot am vorbit despre problema cu muzeul, ar fi de preferat să amintim și de bazinul de not. Ce se întâmplă cu bazinul de not din Drobeta Turcu-Severin? Așa cum este bine cunoscut, ultimele lucrări care s-au efectuat la bazinul de not s-au realizat în anul 2009, după care totul s-a blocat, bazinul s-a închis și a rămas în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării, așa cum se numea la vremea respectivă. Ca urmare a demersurilor făcute de către conducerea Consiliului Județean, la sfârșitul anului 2012, prin hotărâre de guvern, acest bazin de not a ajuns în domeniul public al județului și în administrarea Consiliului Județean. Investițiile care erau necesare pentru reabilitarea acestuia erau foarte mari, se ridicau la un cuantum semnificativ, iar bugetul județului, secătuit în 2012, nu a permis acest lucru, nu a permis nici în 2013 și nici în anii următori. Pentru a se realiza, repet, această investiție din fonduri proprii. Nu am avut posibilitatea să facem un împrumut pentru a face reabilitarea acestuia, din cauza faptului că domnul Bălu, la vremea când era președinte al Consiliului Județean,
nu a găsit de cuvință decât să împrumute tot județul, să-l datoreze pentru o perioadă de 10 ani de zile cu un credit de 35 de milioane de lei de la BRD, adică 350 de miliarde de lei vechi. Spun lucrul acesta pentru că este împovărător de câțiva ani pentru Consiliul Județean Mehedin să plătească lunar o rată la BRD de aproximativ 6 miliarde de lei. 6 miliarde ori 12 luni sunt 72 de miliarde bani care se duc pentru a achita datoriile făcute de Bălu, cel care vine și spune că a făcut acel bloc materno-infantil. Hotărârea de a moderniza blocul materno-infantil s-a luat împreună la vremea respectivă de PSD și PDL în 2009, însă creditul a fost făcut în 2010. Și mai mult decât atât, la momentul când a îndatorat județul, a făcut promisiunea către mehedințeni că suma care se împrumută de la BRD este suficientă să termine lucrările la blocul materno-infantil. Din păcate, atât în anul 2012 cât și în anul 2013, până am terminat lucrările acolo, Consiliul Județean, pe lângă faptul că trebuia să plătească rata la BRD, a trebuit să mai investească o sumă de aproximativ 100 de miliarde pentru a repara ceea ce nu se făcuse de calitate, pentru a corecta proiectul tehnic, de asemenea foarte prost întocmit, și pentru a realiza ceea ce nu se terminase, deși Bălu promisese. Ca să termin cu privire, să vă dau de fapt răspunsul la ceea ce ați spus dumneavoastră cu privire la bazinul de not. Am spus că bugetul județului nu a permis din fonduri proprii să facem această investiție pentru reabilitarea bazinului de not. De asemenea, nici programele operaționale pe fonduri europene nu permiteau depunerea de cereri de finanțare pentru că s-a întârziat depunerea acestor cereri din cauza faptului că foarte greu s-a dat drumul la aceste programe. Atunci, n-am avut decât singura variantă să apelăm la Ministerul Dezvoltării Regionale, în subordinea căruia funcționează Compania Națională de Investiții. Și așa cum din bugetul acestei companii naționale de investiții se realizează două investiții semnificative în Oltenia. Și am în vedere stadionul Ion Oblemenco de la Craiova, noul stadion, și stadionul de la Târgu Jiu, așa Compania Națională de Investiții a inclus pe lista de investiții a sa și bazinul de not din județul nostru. S-a terminat studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, s-au terminat și în perioada următoare Compania Națională de Investiții va începe procedura de achiziție publică pentru contractul de execuție de lucrări. În momentul de față știu că sunt 5 proiecte care au trecut de prima fază și urmează să intre în cea de-a doua fază. Dacă ați putea să ne spuneți în câteva cuvinte despre ce este vorba și ce proiecte au fost aprobate. Da, dumneavoastră vă referiți la proiectele pe fonduri europene care se finanțează pe programul de cooperare transfrontalieră România-Serbia. Într-adevăr, în urmă cu puțin timp, la începutul lunii mai, am fost înștiințați la nivelul Consiliului Județean și la nivelul la încă două primării că cererile de finanțare depuse de noi au trecut de etapa de evaluare administrativă și urmează în perioada următoare să fie evaluate și din punct de vedere al indicatorilor tehnico-economici, ceea ce ar trebui să fie, din punctul nostru, doar o formalitate, pentru că firmele care ne-au executat studiile de fezabilitate pentru aceste proiecte le-au executat de bună calitate. Am avut un comitet tehnico-economic la nivelul Consiliului Județean, compus din salariații ai Consiliului Județean, foarte profesioniști, care au analizat aceste documentații. Am aprobat și noi prin hotărâre de Consiliul Județean indicatorii tehnico-economici și tocmai de aceea spun că nu avem nicio emoție că aceste proiecte nu vor depăși și ultima fază de evaluare tehnico-economică. Și dacă tot vorbim de aceste proiecte, e bine să concretizez despre ce este vorba. Este vorba de cele două drumuri de la Cireșu, Bunoaica Cireșu și Cireșu Maga, care vor fi modernizate prin aceste fonduri europene, încheiate pe parteneriate încheiate cu comunității din Serbia. Și cel mai important proiect, din punctul meu de vedere, este proiectul privind reabilitarea și modernizarea stadionului Dr. Ion Angelescu, fostul stadion 1 Mai. Acest stadion a avut același regim juridic pe care l-a avut și bazinul de not și a ajuns în urmă cu câțiva ani în domeniul public al județului și în administrarea Consiliului Județean. Investiția pe care noi intenționăm să o facem la acest stadion este de peste 1,5 milioane de euro și, așa cum am mai spus în multe alte împrejurări,
se va adresa în primul rând elevilor din școlile și liceele din Drobeta Turnu Severin. Se va adresa și va fi accesibil asociațiilor sportive care au echipe de copii și juniori la fotbal. Și de asemenea se va adresa publicului din Drobeta Turnu Severin, iubitor de sport, care își va permite în timpul liber să vină să facă sport pe acest teren. Baza sportivă va avea un teren de fotbal la dimensiunile standard, cu gazon sintetic și de asemenea pe laterala stadionului, dinspre strada Crișan, vom avea trei terenuri, tot la fel cu gazon sintetic, unul de fotbal, unul de tenis și unul de basket. Ați vorbit de drumurile județene care se vor intra în reabilitare. Dacă tot am ajuns la subiectul drumuri, haideți să vorbim un pic despre ce s-a făcut până acum în județ și ce ar mai trebui făcut de acum înainte. Vorbim în primul rând despre două drumuri județene care la momentul când am ajuns la conducerea Consiliului Județean, noi cei din PSD, în anul 2012, erau drumuri cu probleme. Pe fonduri europene finanțate prin programul operațional regional. În primul rând aș vrea să discutăm despre drumul județean 606, care pleacă de la comuna Gogoșu, traversează comuna Jiana, apoi Vânjuleț, Vânjumare, Corlățel, Bălăcița și ajunge la limita cu Doljul. Lucrările pentru acest drum fusese încredințate în cea mai mare parte sau pe cea mai mare lungime a acestui drum firmei Confort. Din cauza licitației, care a fost suspectă de anumite nereguli, în anul 2012, la sfârșitul lunii mai, președintele în exercițiu al Consiliului Județean, domnul Bălu, de la momentul respectiv, a emis o dispoziție prin care a dispus suspendarea lucrărilor la acest drum, tocmai pentru că se primiseră corecții financiare de aproximativ 8 milioane de euro pentru Consiliul Județean, adică 25% din valoarea totală a proiectului. Menționez faptul că aceste corecții financiare, așa cum s-a spus și la vremea respectivă și am spus de mai multe ori, au fost cauzate de faptul că organele de control care au verificat procedura de achiziție de la momentul încredințării contractului de execuție de lucrări pentru acest drum au constatat nereguli în procedura de atribuire a contractului. Norocul nostru a fost că am avut un guvern responsabil, cum am spus mai devreme, și din cauza faptului că au fost multe probleme în țară de pe guvernarea PDL cu tot felul de nereguli în procedura de achiziție, care dacă s-ar fi urmat acel curs, s-ar fi presupus blocarea multor proiecte, guvernul Ponta a luat decizia în anul 2012 și în anul 2013 să preia de fapt valoarea tuturor acestor corecții financiare și s-a reușit de blocarea lucrărilor. Punctez faptul că din cauza procedurii de licitație de pe vremea domnului Bălu, din cauza neregulilor descoperite la vremea respectivă, lucrările acestea au fost blocate. Și așa cum a fost prezentat și cum voi prezenta în această campanie electorală, domnul Bălu n-a făcut decât să emită o dispoziție și să suspende aceste lucrări. S-au terminat în cele din urmă, așa cum am spus, s-a reabilitat acest drum și mulți mehedințeni care doresc să meargă spre Craiova prin comuna Bălăcița folosesc acest drum și este de mare utilitate pentru noi. Domnul președinte, dacă lucrurile stau așa cum ne spuneți dumneavoastră, nu înțeleg cum poate domnul Bălu să se prezinte acum în fața cetățenilor și să le ceară votul. Din punctul meu de vedere, și am mai spus-o și în alte împrejurări, domnul Bălu nu a fost decât un profitor de pe urma politicii și a profitat din plin. A dobândit multe funcții date de Partidul Democrat Liberal și să nu uite că a ajuns în prima funcție plecând de la un cumpărător de cartele Conex, așa cum era firma de telefon, cum se numea firma de telefonie mobilă la momentul respectiv pentru salariații de la RAN. Neavând oameni pregătiți la vremea respectivă, PDL-ul a promovat astfel de oameni. De acolo a plecat domnul Bălu și a ajuns în funcțiile pe care le-a avut. Și repet, n-a făcut decât să profite. Nu vreau să mă laud aici, dar totuși, când am venit la Consiliul Județean, am îndeplinit funcția de avocat timp de 14 ani și nu mi-e rușine, mă mândresc cu treaba asta și voi spune în permanență
că am o experiență profesională în față care m-a ajutat în perioada de când am venit la Consiliul Județean și mai ales în perioada când am preluat conducerea acestei instituții. S-ar putea totuși ca domnul primar, domnul Trușcă, să aibă cu totul altă părere. Acum vreo două zile v-am văzut pe o filmare cu domnul Bălu și n-am reușit să-mi dau seama despre ce era vorba acolo. Poate ne lămuriți dumneavoastră. Da, mulțumesc pentru întrebare. Este o discuție pe care am avut-o cu multe luni în urmă cu domnul Bălu. Nu a avut niciun nis politic. Cei care vor să-i dea o conotație politică e treaba lor. Oricine e binevenit, părerea mea, că în orice comună, dar cel puțin la mine în comună, îi inviți pe toți senatorii sau deputații sau ce funcții dețin prin Guvernul României să vină să ne sprijine. A fost doar o discuție despre acel parc, îmi doresc acel parc. Repet, nu are niciun iz politic, cei care vrea să-i dea altă conotație, e treaba lor. Domnul președinte, am discutat despre domnul Marius Bălu. Ceea ce aș vrea eu să vă întreb este, dumneavoastră considerați că este un contracandidat puternic? Nu. Este un contracandidat al meu, este adevărat, deși nu discutăm despre un vot uninominal pentru funcția de președinte al Consiliului Județean și nu am certitudinea că dumnealui va fi candidatul PNL sau va fi propunerea PNL la momentul când se va vota președintele Consiliului Județean, tocmai pentru că și Partidul Național Liberal, filiala Mehedinți, în ultima perioadă s-a convins de aceste capacități, în ghilimele, ale domnului Bălu de a gestiona un județ și nu cred că își va asuma PNL Mehedinți responsabilitatea de a face o astfel de propunere. Și dacă tot vorbim de domnul Bălu, totuși e cazul să amintim mehedințenilor și ar fi cazul ca domnul Bălu, în loc să ducă această campanie mizerabilă prin care mă atacă în primul rând pe mine, dar atacă și partidul pe care îl reprezint fără a avea vreun argument, ar fi cazul să dea totuși explicații în fața mehedințenilor, pentru că acum suntem în campanie electorală și așteptăm votul dumnealor, ce a făcut cu investiția privind aducțiunea apei de la Topleț. Nu a răspuns și îl somez public în această emisiune să răspundă. Ce pot să spun eu în momentul de față este că de-a lungul anilor Consiliul Județean Mehedinți a investit o sumă enormă pentru a aduce în Drobeta Turnul Severin apă potabilă de la Topleț. A investit peste 200 de miliarde de lei vechi, așa cum sunt foarte multe documente care dovedesc acest lucru, iar domnul Bălu, în mandatul lui de președinte la Consiliul Județean, nu a făcut decât să distrugă această rețea, vânzând foarte multă țeavă la un preț de nimic. Aș vrea să vă spun că, așa cum a constatat Curtea de Conturi, a găsit un prejudiciu de aproape 100 de miliarde de lei vechi, care, mai devreme sau mai târziu, pentru că vedeți și dumneavoastră cum se pune problema astăzi, cât ai fugi și cât ai ascunde, nu vei scăpa de lege. Vei răspunde, mai devreme sau mai târziu, în fața legii și în fața organelor de cercetare penală, pentru ceea ce faci. Dar în același timp, domnul Bălu spune că este nevinovat, că are o rezoluție de la DNA în care spune că este nevinovat. Eu vreau să spun doar atât din acest punct de vedere. Respect prezumția de nevinovăție prevăzută de lege, dar în același timp, domnul Bălu, cu privire la această investiție privind țeava de la aducțiunea apei de la Topleț, are un dosar penal la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Iar dacă are o soluție dată de parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, s-o prezintă în această campanie și atunci îmi voi cere o scuze public de la dumnealui. Dacă nu, să răspundă nu în fața mea, să răspundă în fața mehedințenilor și să dea explicații de ce a creat un prejudiciu stabilit cu certitudine de către Curtea de Conturi în valoare de aproape 100 de miliarde de lei vechi. Vreau să vă spun că colegii mei au încercat să-l contacteze pe domnul Bălu, dar nu răspunde. Vroiam să ne spună și noi un punct de vedere, dar propun să trecem peste toate astea și să încercăm să aducem în fața oamenilor ceea ce ați realizat dumneavoastră în această perioadă și ce v-ați propus pe viitor. Una dintre probleme este asfaltarea. Câți kilometri, marile noastre probleme în județ, câți kilometri au fost asfaltate în această perioadă și câți aveți în proiecte să asfaltați de acum încolo? Dacă este să vorbim acum despre asfaltări de drumuri județene sau întreținere ale drumurilor județene, aș putea să vă spun că în ultimii ani
s-au modernizat, s-au reabilitat peste 100 de kilometri de drum județean. Iar acest lucru, nu-l spun eu, se constată de către locuitorii județului nostru atunci când merg prin județ. E adevărat că încă mai sunt drumuri cu probleme. Este adevărat că dacă banii pe care îi aveam și nu plăteam, de exemplu, rata la BRD, în 2013, 2014, 2015 și jumătate din 2016, aveam o sumă foarte mare pe care o puteam investi în mai multe obiective de investiții, dar o puteam investi în principal în infrastructură și când vorbesc de infrastructură, am în vedere în principal modernizarea drumurilor județene. Pentru că noi nu avem nevoie să facem pentru Consiliul Județean sisteme de alimentare cu apă sau canalizări. Noi nu suntem o unitate administrativ-teritorială care să avem un anumit teren în administrare. Dar drumurile județene le avem, sunt responsabilitatea noastră, sunt în administrarea noastră și cu certitudine am fi avut mai mulți bani să realizăm astfel de investiții. Cu toate acestea, cu bani primiți de la Guvernul României, cu bani din județul nostru, noi, așa cum am spus, am întreținut și am modernizat o sumă semnificativă de drumuri județene. Și aș vrea acum să punctez faptul că, în momentul de față, am încheiat deja contractele de execuție de lucrări pentru mai multe drumuri județene. S-a terminat peste un kilometru de asfalt în comuna Corcova. Vorbesc de drum județean. Am semnat de ceva timp contractul de execuție de lucrări pentru drumul de la Slașoma de 2,2 km. Este vorba de un drum județean care era neasfaltat dintotdeauna și care face legătura cu drumul județean 606 reabilitat recent cu localitatea satul Slașoma, comuna Pădina și în aproximativ o săptămână vor începe lucrările pe acest drum județean. De asemenea, am semnat recent autorizația de construire și am dat ordinul de începere a lucrărilor pe drumul județean de la Bala de Sus la Rudina. Este vorba de o lucrare pe o lungime de 3 km. De asemenea, modernizare. Nu există asfalt, va exista asfalt. Am semnat de asemenea contractul pentru drumul de la Balta Verde care leagă satul Balta Verde, comuna Gogoșu, de punctul de trecere a frontierei. Din punctul meu de vedere, toate aceste drumuri sunt foarte importante, dar aș adăuga în plus pentru drumul de la Balta Verde că de fapt este un drum reprezentativ pentru județul nostru. Reabilitându-se drumul județean 606, foarte multe persoane care mai ales vara își petrec concediu în străinătate, și vorbesc aici de Bulgaria, vorbesc de Grecia, Macedonia, Muntenegru, vin dinspre Craiova, pe drumul județean 606 și când ajungeau la Balta Verde, erau nevoiți să meargă aproximativ 2 km pe un drum neasfaltat. Am semnat recent contractul, în momentul în care toate documentele vor fi în regulă, vom începe lucrările pe acest drum. De asemenea, peste puțin timp vor începe lucrările pe un drum pe care foarte multă lume și-l dorește modernizat. Și aici am întâmpinat de un an de zile tot felul de probleme. Și vorbesc de DC100, drumul comunal care leagă comuna Vrata de comuna Cujmir, pe o lungime de aproximativ 7 km. Cei care sunt din zonă știu că acest drum este distrus. Acest drum nu putea fi întreținut prin executarea unor simple plombe sau turnarea unor simple covorașe de asfalt. Și este nevoie acolo de o investiție consistentă. Am făcut proiectul tehnic, am scos la licitație și în perioada următoare se va realiza acest drum pornind de la infrastructură, de la straturile de piatră pe care le stabilesc specialiștii prin proiectul tehnic și terminând cu un covor asfaltic și rigolele de rigoare. Dacă tot am vorbit despre realizări, aș vrea să-l întreb și pe domnul primar, domnul Trușcă. Dumneavoastră, cum ați reușit să faceți tot ceea ce ați făcut pentru comună? Chiar unii dintre colegii noastre vă invidiază pentru marile realizări, pentru că ați asfaltat drumuri, ați făcut multe lucruri bune pe care chiar colegii mei au fost și au filmat acolo, au văzut despre ce e vorba. Cum ați reușit să fiți atât de eficient? Prin implicare și, bineînțeles, prin sprijinul Consiliului Județean și al guvernanților din perioada guvernării Ponta. Pe lângă aceste realizări care le-ați filmat dumneavoastră acum, vreau să vă spun că comuna Șimea va trece printr-o transformare semnificativă în perioada următoare. Alături de Consiliul Județean am depus și noi proiecte pe axa România-Serbia, România-Bulgaria și AFIR.
Deja am și semnat două proiecte, s-a aprobat finanțarea pe AFIR, două proiecte de 2 milioane de euro, fiind vorba de asfaltări drumuri comunale și asfaltări drumuri de exploatare. Drumuri de exploatare care sunt foarte binevenite, mă refer la zona dinspre Hinova, unde se construiește foarte mult. Am avut posibilitatea să prindem aceste drumuri pe drumuri de exploatare și până la toamnă vor fi asfaltate și acele drumuri pe unde au început să se construiască case. Pe lângă aceste proiecte am mai depus pe România-Serbia reabilitarea școlii de la Cerneț și modernizarea reabilitării școlii de la Șimian, un proiect de peste 1 milion de euro. Împreună cu ISU Mehedinți am mai depus un proiect pentru înființarea unui punct de intervenție atât pe Dunăre, atât pe apă, cât și pe uscat. Noi le-am oferit terenul, le-am pus terenul la dispoziție. Prin acel proiect o să achiziționăm utilaje, mașină de pompieri, ATV-uri pentru intervenții, buldoi excavator și alte utilaje, nu le mai țin minte pe toate. De asemenea, lucrăm la studiu de fezabilitate pentru o parte din monumentele istorice, e vorba de mănăstirea de la Cerneș și Biserica Sfântul Nicolae. Pe România Bulgaria am depus un proiect de 1.600.000 de euro pentru cula lui Tudor Vladimirescu, pentru reabilitare, și am prins și o porțiune de drum de 2 km, calea de acces spre culă. Deci vor fi multe proiecte care se vor vedea în perioada următoare în Comuna Șimian. Domnul primar, v-ați făcut un calcul așa cam câți bani s-au băgat până acum, din 2012 încoace, în Comuna Șimian? Cred că în jur de 10 milioane de euro. În jur de 10 milioane de euro. Pentru că unii dintre locuitori spuneau că până la urmă nu o să mai aibă ce să se asfalteze. Că s-a făcut... Au ce? Pentru că sunt peste 100 de kilometri de drumuri comunale în comună. Am asfaltat în jur de 20 de kilometri. Până la toamnă mai asfaltăm în jur de 25-30 de kilometri. Deci mai sunt de asfaltat. Mă refer la toate localitățile Comunei Șimian. Pentru că avem un proiect depus pe ordonanța 28 de aproape 2 milioane de euro, care așteptăm să vedem dacă guvernul Cioloș va fi la fel de receptiv cum a fost guvernul Ponta. Așteptăm perioada următoare să vedem dacă ni se aprobă. Și e vorba și de ultimul cătun care se află în Comuna Șimian, unde l-am prins la asfaltare. De asemenea, am eficientizat iluminatul public în toate localitățile. Anul acesta am terminat, am început cu Cerneț și Șimian și anul acesta am făcut în toate localitățile. Credeți că vă invitează colegii dumneavoastră pentru realizările dumneavoastră în această perioadă? Nu, cred că mă invidiază. Noi discutăm între noi, ne ajutăm. Și eu am avut la începutul mandatului lucruri care nu le știam și i-am întrebat. Dacă văd ceva în comună la unul și îmi place, încerc să o pun și eu în operă la mine în comună. La fel și ei, dacă văd ceva la mine, m-au întrebat foarte mult cu cine am făcut lucrarea aia, cu cine mi-a făcut proiectele. Nu cred că e vorba de invidie. Nu din alt motiv, dar v-am văzut în alte acțiuni electorale cu colegi de dumneavoastră. În alte acțiuni electorale? Da, chiar în le recomand. În județ, da. PSD-ul are în toate localitățile în județ candidați foarte buni. Marea majoritate sunt primari în funcție, iar în localitățile unde nu sunt primari în funcție, candidatul PSD la funcția de primar, și mă refer la Orșova, la Strehaia, la Malovăz, la Vânători, oameni pe care îi cunosc, care cred că vor câștiga cu siguranță. Cel de la Malovăț, Ionuț Michescu, candidatul PSD-ului, lucrează la primăria Șimian. E un om care a colaborat foarte bine. Multe din, sau majoritatea proiectelor care le-am făcut eu în această perioadă, îi se datorează și lui. M-a ajutat foarte mult, fiind de la compartimentul achiziții, și îl recomand celor din Malovăț, dacă pune în practică ceea ce a învățat la Comuna Șimian în această perioadă, sau numai o parte din ceea ce a învățat, vor avea mult de câștigat cei din Malovăț. De asemenea, avem la Strehaia un candidat foarte puternic, un om foarte serios, în care noi credem foarte mult, suntem convinși că va câștiga alegerile, cred că detașat va câștiga alegerile în Strehaia. E șansa strehăienilor, am mai spus-o și când am fost acolo,
cu siguranță va face ceea ce am făcut și eu la Șimian. Deja se interesează de acum de multe lucruri. Asta înseamnă că atunci când va ajunge primar, nu va sta un an de zile să gândească ce are de făcut și din primele zile va încerca să facă ceva, să schimbe un pic fața orașului Străiaia, care arată dezamăgitor de rău. La fel, la Orșov avem un candidat foarte puternic, foarte serios, un tânăr cu perspective. Cred că orșovenii va acorda șansa și cred că același lucru va face și la Orșova. Din păcate, avem două orașe în județul nostru care nu s-au dezvoltat deloc în ultimii... Nu că nu s-a dezvoltat, nu s-a mișcat nimic în aceste două orașe. Cred că e timpul schimbării, iar ei au posibilitatea să aleagă candidații noștri care noi credem că sunt cei mai buni. Aș vrea să revin la domnul președinte și să-l întreb despre stadionul Angelescu, despre proiectul ăsta. Unii dintre oameni spun că sunt nevoi mai mari în județul ăsta. Și de ce tocmai acum stadionul Angelescu? Pentru că acum am avut oportunitatea de a obține fonduri europene pentru modernizarea acestui, reabilitarea și modernizarea acestui stadion. Este extrem de simplu de explicat. Până la urmă, nu putem să ne limităm să facem numai drumuri, alimentări cu apă, canalizări, iluminat public. Trebuie să ne gândim și la sănătatea oamenilor, nu numai la ce v-am spus mai devreme. Iar prin sănătatea oamenilor avem în vedere și dezvoltarea sau menținerea stării de sănătate prin sport. Asta este explicația, acestea au fost argumentele pentru care trebuie să avem grijă de sănătatea mehedințenilor, de la cea mai mică vârstă până la vârstă înaintată, fiindcă vor veni să facă sport pe acest stadion, inclusiv persoanele vârstnice. Dacă te vei duce într-o după-amiază sau seara pe acest stadion, vei constata că sunt persoane de toate vârstele care vin să facă sport în aer liber. Dacă tot urmează să intre în reabilitare, care sunt pașii? Ce se va face la acest stadion? Da, v-am explicat mai devreme la acest stadion. Investiția, n-aș vrea să repet, investiția este de peste 1,5 milioane de euro. Vom avea gazon sintetic la dimensiuni standard. Vom avea încă 3 terenuri pe acea laterală, dinspre strada Crișan, de tenis, de basket și de fotbal. Dar pentru că vorbea domnul primar mai devreme de candidații noștri pe care îi avem în localitățile din județul Mehedinți, da, avem candidați buni, responsabili, care pleacă cu prima șansă în aceste alegeri. Iar și la Orșova avem un candidat tânăr, orșovan, care se bazează foarte mult pe votul locuitorilor municipiului Orșova. Are suficientă experiență în administrație, are o echipă puternică, are o listă de consilieri foarte competenți, profesioniști, chiar dacă unii vor fi la primul mandat acum și am certitudinea că va câștiga alegerile în Orșova. Vorbind despre candidatul nostru la Străhaia, domnul Giura, este un tip extrem de capabil, am reușit să-l cunosc din 2014 încoace și am toată încrederea că va câștiga aceste alegeri. Vreau doar să completez faptul că unul din obiectivele pe care și le asumă și face parte din programul electoral al domnului Giura este acela de a redeschide spitalul din Străhaia. Și când vorbim despre redeschiderea spitalului, avem în vedere redeschiderea acestuia sub forma juridică a unui spital orășenesc, așa cum a fost până în 2011, când a fost închis de guvernarea PDL, așa s-a întâmplat de altfel și cu spitalul de la Vânjumare. Cele două spitale au fost redeschise ca urmare a eforturilor făcute de noi, cei de la Consiliul Județean Mehedinți, cu sprijinul guvernului Ponta. Din păcate, plecând medicii din aceste spitale și nemai având timp de pierdut, n-am avut decât posibilitatea să le redeschidem pe acestea sub forma unor secții exterioare ale spitalului județean. Pariul candidatului Giura cu străhăienii este acela că în cel mai scurt timp posibil va redeschide acest spital, ca spitalul orășenesc, să aibă mai multe secții, să aibă mai mulți medici specialiști. Sunt convins că va avea succes, iar eu și Consiliul Județean vom fi un partener al lui în acest demers. Și de ce ar trebui ca noi să credem că nu este doar o promisiune electorală și că acest lucru se va întâmpla? Nu este doar o promisiune electorală, pentru că noi am promis că vom redeschide aceste spitale. Cel mai mare pas l-am făcut, că le-am redeschis în sensul că am permis să se desfășoare actul medical în aceste foste spitale orășenești. Și când spun aceste spitale, mă refer și la spitalul de la Străhaia și mă refer și la spitalul de la Vânjumare. Demersurile pe care le vom face împreună pentru ambele
spitale, să le transformăm în spitale orășenești. Și eu provin din Vânjumare și vom face demersul să găsim medici tineri, rezidenți, care sunt de acord să vină în aceste spitale și să profeseze. E adevărat că aici este foarte importantă poziția pe care o vor avea și comunitățile locale, mai ales că de foarte puțin timp legislația s-a modificat, legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, și această legislație permite ca și Consiliul Local al unei unități administrativ-teritoriale să aloce un buget și să mărească veniturile și să asigure cazare, să spunem, să asigure locuințe de serviciu pentru medici tineri care vin să profeseze în aceste spitale. Dacă tot vorbim despre sănătate, dumneavoastră PSD-ul ați reușit să dați maternitatea în folosință, să beneficieze cetățenii orașului și ai județului de maternitate, dar încă mai este o problemă, cea a Spitalului Județean. N-aș putea să spun că este o problemă la Spitalul Județean. Și când vorbim de Spitalul Județean de urgență, Drobeta, arată rău, trebuie să... Sunt, da, este adevărat că multe părți din această clădire, cea cu pavilionul de 700 de paturi, nu arată la standardele pe care ni le-am dorit noi, așa cum am văzut în alte orașe, așa cum s-a văzut în Europa. Dar este evident că în ultimii 4 ani, în acest spital, s-au făcut foarte multe. Multe tronsoane au fost reabilitate complet și mi-aș permite, deși recent s-a dat o știre și de către postul dumneavoastră, mi-aș permite să reamintesc celor care ne urmăresc în această seară că la etajele 5 și 6 din acest spital se fac lucrări de modernizare, în sensul că acolo va funcționa secția de oncologie, care în momentul de față are saloane pe etajele 3 și 4, toți pacienții, sunt mulți, e adevărat, sunt mulți pacienți, paturile sunt puține, spațiile de asemenea sunt neîncăpătoare și am gândit împreună cu actuala conducere a Spitalului Județean că cea mai bună soluție este să mutăm secția de oncologie la etajele 5 și 6. De asemenea, nu trebuie uitat faptul că în noua clădire s-a mutat și secția de pediatrie. Acolo s-a făcut o investiție și din veniturile Consiliului Județean și din veniturile proprii ale spitalului și de asemenea s-a obținut și o sponsorizare de la CES pentru achiziționarea de paturi și de echipamente medicale. Vorbim tot de starea de preocuparea noastră cu privire la sănătatea mehedințenilor. Avem în vedere tot acest spital județean și, așa cum am mai spus, suntem pregătiți să accesăm fonduri europene prin programul operațional regional pentru eficientizarea din punct de vedere energetic, nu numai a clădirii în care avem pavilionul cu 700 de paturi, cât și a tuturor celorlalte clădiri exterioare spitalului, lucrări care vor presupune sume importante de fonduri europene, care vor presupune lucrări cu privire la reabilitarea acoperișului, la reabilitarea rețelelor termice, electrice, la înlocuirea tâmplăriei, la izolarea acestor clădiri, făcându-se izolația exterioară a clădirilor. Evident că se vor face lucrări și la fațadă și vor arăta și altfel clădirile, iar confortul medicilor, a restului de personal medical și al pacienților va fi crescut. Vis-a-vis de personal medical, avem o problemă legată de personalul medical și nu numai de personalul medical, am înțeles cu personalul auxiliar, infirmiere. Da. Există o problemă în Spitalul Județean? Da, a existat o problemă pentru că au rămas foarte multe locuri vacante în ceea ce privește infirmierele din Spitalul Județean. În prezent, Spitalul Județean este subordonat Județean este subordonat noastră, este, da? Consiliului Județean. Este în administrarea Consiliului Județean, dar în același timp se finanțează în principal din veniturile pe care le obține pentru serviciile medicale prestate, venituri pe care le obține prin contractul încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate Mehedinți. Da. Bun. Haideți să vorbim și despre problema termoficării, pentru că anul trecut am avut o problemă în Drobeta, Turnul Severin, deși este o problemă la primărie, a Consiliului Local, dar dumneavoastră ați venit în ajutor. Da, pentru că județul Mehedinți în toamna anului trecut a beneficiat de sprijinul semnificativ al guvernului condus de Victor Ponta.
și pentru că este de actualitate astăzi ceea ce se va întâmpla cu termoficarea orașului în sezonul rece care urmează, țin să le reamintesc măhedințenilor faptul că guvernul Ponta a alocat suma de 220 de miliarde de lei vechi la sfârșitul lunii ianuarie municipiului Drobeta Turnu Severin, ceea ce a permis achiziționarea de cărbune și de păcură și astfel am reușit să trecem iarna. Vă aduceți aminte că în urmă cu aproape un an de zile, foarte multă lume era sceptică că vom avea apă caldă și căldură în Turnu Severin. Am spus-o mereu și eu și domnul primar Gherghe și Marius Creciu că severinenii trebuie să se liniștească, guvernul Ponta nu ne va lăsa fără bani și a alocat acea sumă. Iar în ceea ce privește apa caldă și căldura mai ales pentru sezonul rece care urmează, avem un primar responsabil în persoana domnului Gherghe, care știe ce are de făcut, care a contractat, așa cum prevăd normele legale, executarea lucrărilor despre care astăzi s-a vorbit în acea ședință extraordinară a Consiliului Județean. Avem un viitor primar în persoana domnului Marius Creciu, care este de atât timp în Consiliul Local și cunoaște foarte bine problemele severinenilor, inclusiv problemele legate de termoficare, și sunt convins că are capacitatea necesară să continue această investiție, astfel încât, începând cu 1 noiembrie, în Severin să avem căldură. Nu mai avem foarte mult timp până la finalul emisiunii, așa că aș vrea să vă întreb puțin despre lista de consilieri județeni. Aș vrea să-l întreb pe domnul primar, pe domnul Trușcă, cum de v-ați hotărât să candidați pe lista de consilieri? În urma discuției avute cu domnul președinte, am considerat că este necesar să fiu pe lista de consilieri județeni pentru a-i acorda sprijinul în vederea alegerii ca și președinte al Consiliului Județean, după care o să mă retrag și o să rămân la conducerea primăriei Șimian, dacă voi câștiga alegerile în Șimian. Cu siguranță alegerile vor fi câștigate în Șimian pentru funcția de primar de către Costel Trușcă. Se pune problema doar procentului pe care el va obține. Păi dacă toți suntem pe primul loc în toate, o să încercăm să fim pe primul loc și la procent. Domnul președinte, ce v-aș ruga eu este să detaliați noastră un pic lista de consilieri, să le o prezentați mehedințenilor. Da. Avem o listă de consilieri județeni, de candidați la funcția de consilier județean pentru Consiliul Județean Mehedinți, compusă din oameni cu o bogată experiență profesională, oameni care provin din toate domeniile de activitate din punctul meu de vedere și oameni care au dovedit în activitatea profesională că s-au realizat personal și că au făcut foarte multe pentru instituțiile unde își desfășoară activitatea. Așa cum am spus, provin din diverse domenii, avem mai mulți profesori pe lista pe lista Consiliului Județean Mehedinți și aș vrea să arăt că mă mândresc cu faptul că am pe această listă, am partener în această campanie electorală, pe doamna Manuela Praja, doamna director de la Colegiul Național Traian, un profesor recunoscut, nu numai în județul nostru, nu numai la nivel național, cât și la nivel internațional. De altfel, pentru activitatea sa profesională, chiar a participat recent și ați văzut că a făcut parte din cei mai buni 50 de profesori la nivel mondial, acesta fiind de altfel și motivul pentru care Consiliul Județean Mehedinți a considerat că se impune să-i acordăm titlul de cetățean de onoare al județului. Avem un medic recunoscut pe această listă în persoana managerului Spitalului Județean, domnul Victor Maliboschi, pe care îl cunoaște foarte multă lume din județul nostru, chiar dacă a venit doar de câțiva ani în județ. Este un profesionist desăvârșit și care a ajutat foarte multă lume. Avem avocat pe această listă în persoana domnului Bălănescu, care a îndeplinit foarte mult timp funcția de decan al baroului Mehedinți și a ajutat foarte mult în această perioadă profesia de avocat. Avem de asemenea ingineri silvici, avem ingineri în domeniul mediului. Mă opresc aici cu scuzele de rigoare pentru ceilalți colegi care mi-au scăpat și nu am amintit. Avem pe domnul director al AFIR, pe domnul Stăicuț, care a ajutat în ultimii ani și ajută în continuare foarte mult județul Mehedinți. Foarte multe fonduri europene au fost alocate județului nostru pentru proiecte privind infrastructura. De asemenea, avem pe fostul
pe fostul secretar de stat la Ministerul Administrației și Internelor, în persoana domnului general Dumitrescu, care cu siguranță în perioada următoare va avea un cuvânt de spus în ceea ce privește ordinea și liniștea publică în județul nostru. Și nu în ultimul rând aș vrea să-l amintesc pe cel pe care îl cunoaște toată lumea și care mi-a fost de mare ajutor în ultimii ani, domnul Liviu Mazilu, inginer, un specialist desăvârșit în drumuri, care a ajutat foarte mult Consiliul Județean, Județul Mehedinți și care mă ajută foarte mult din punct de vedere politic. Eu sunt convinsă că dumneavoastră v-ați făcut niște calcule și v-aș întreba care este rezultatul pe care mizați la alegerile ce vor avea loc, atât la nivel de municipiu cât și la județ. Câte primării credeți că veți câștiga? Dacă ați putea să ne spuneți în procente, ar fi... Nu o să vă spun în procente, tocmai pentru că nu vreau să dau pronosticuri. Eu am mai participat în studio la dumneavoastră în toate campaniile electorale în 2012, când n-am vrut să dau un procent, dar am spus că domnul Adrian Duicu va câștiga și va deveni președintele Consiliului Județean, iar la vânt jumare vom avea primar pe Nicolae Rugină. Și s-a adevărat lucrul acesta, tocmai pentru că eu cunoșteam la vremea respectivă foarte bine scena politică mehedințeană și știam ce vorbesc. Am participat și la campaniile de la europarlamentare și de la prezidențiale și am evitat să dau pronosticuri. Am spus doar că Partidul Social Democrat Mehedinți este compus din oameni serioși, responsabili, profesioniști, oameni care știu să discute om la om cu fiecare cetățean al județului nostru, pe de o parte să explicăm ceea ce a făcut și ceea ce au constatat și dumnealor, pe de altă parte, să le explicăm ce avem în plan să facem. În toată această perioadă, Partidul Social Democrat a fost alături de mehedințeni și va rămâne în continuare alături de mehedințeni. Vom câștiga cu certitudine alegerile în acest județ, dar nu pot să dau pronosticuri. Spun doar că Partidul Social Democrat este cel mai puternic în județul nostru, are cea mai bună listă de consilieri, are cei mai buni candidați pentru funcția de primar în fiecare localitate din județul nostru, candidații la funcția de primar care au expertiza și experiența necesară în administrația publică locală, care, din punctul meu de vedere, cu siguranță nu numai că își vor realiza obiectivele pe care și le propun în această campanie, mai mult decât atât, le vor depăși. Aș putea să spun că, în ansamblul său, Partidul Social Democrat a dat întotdeauna o guvernare foarte bună pentru România. Și am în vedere perioadele 2001-2004 și 2012, mai 2012, noiembrie 2015, perioada în care, despre care se poate spune că Partidul Social Democrat a fost Partidul Bunăstării sau Partidul Creșterii Economice. Observați și dumneavoastră că și acum, după ce guvernul Ponta nu mai este, primim recunoaștere de la Uniunea Europeană, primim recunoaștere de la Fondul Monetar Internațional și așa mai departe. Creșterea economică a fost semnificativă în perioada guvernului condus de Victor Ponta. Atât la nivel județean cât și la municipiu, PSD-ul a făcut alianță cu UNPR-ul. Cât de important este sprijinul lui domnului primar Gherghe, actualul primar din Drobeta Turnu Severin, în ceea ce va fi pe viitor? Înainte de a vă răspunde la această întrebare, mi-a scăpat mai devreme în răspunsul pe care vi l-am dat să vă spun faptul că am mare încredere în Marius Creciu. Nu am niciun dubiu că nu va obține funcția de primar al municipiului Drobeta Turnu Severin. Și așa cum am mai spus, este un om care are suficientă expertiză, are suficientă experiență, are mai multă mandată de consilier municipal, are jumătate sau mai mult de jumătate de mandat de viceprimar la Drobeta Turnu Severin și cunoaște toate problemele cu care se confruntă municipiul nostru. Cunoaște ce e de făcut, știe să continue ceea ce rămâne de la domnul Gherghe și ajungând acum la domnul Gherghe, trebuie să recunoaștem că este evident că în municipiul Drobeta Turnu Severin, în cei 2 ani de mandat de primar, pe care dumnealui l-a îndeplinit, s-au realizat foarte multe, mai ales în ceea ce privește infrastructura. Am umblat prin multe orașe și municipii din țară. Am fost în majoritatea municipiilor reședință de județ în ultimii ani în țară. Mă mândresc că suntem din Mehedinți, din Drobeta Turnu Severin și mă mândresc cu faptul că Drobeta Turnu Severin este unul dintre cele mai frumoase și mai curate orașe
pe care, municipii, de fapt, pe care le avem în țară. Se datorează în mare parte domnului Gherghe. Ne este de mare ajutor în această campanie, cel puțin în Drobeta, Turnul Severin, iar ajutorul dumnealui sunt convins că se va vedea și în obținerea funcției de primar de către Marius Creciu și în obținerea unei majorități în Consiliul Municipal Drobeta, Turnul Severin. Sunt mulți cetățeni din restul județului care au ajuns prin Severin și care de multe ori îl trag pe primarul în funcție de mânecă sau dacă nu îl trag de mânecă îi spun îmi place ceea ce faci, continuă să faci pentru că așa am văzut și la Severin. Ați amintit de câteva ori despre Victor Ponta. În ultima perioadă a participat la multe lansări de candidați, chiar în Oltenia. Intenționați să organizați o lansare de candidați și mehedinți la care să participe și Victor Ponta? Da, pe undeva pe la jumătatea perioadei de campanie electorală vom face și noi o astfel de lansare a tuturor candidaților din județul nostru și sperăm să participe fie Victor Ponta, fie președintele partidului Liviu Dragnea. Suntem la final de emisiune. Vă las posibilitatea să vă uitați în ochii mehedințenilor și să le transmiteți ceea ce doriți dumneavoastră să le transmiteți pentru această perioadă. Îl las pe domnul primar să transmită colegilor, candidații la funcția de primar. În primul rând, le urez mult succes candidaților la funcția de primar din partea PSD-ului. Îi rog pe mehedințeni să aibă încredere în ei. Îi asigur că Consiliul Județean, prin persoana domnului Aladin Giorescu, va fi alături de toți primarii județului, comunelor din județul Mehedinț, iar pe cei din comuna Șimian îi asigur că cel puțin la același nivel la care s-a lucrat până acum și s-a investit, se va investi și de după 5 iunie înainte. Aș vrea să transmit și eu faptul că PSD-ul este un partid compus din oameni responsabili și ne adresăm oamenilor responsabili din județul acesta. Să nu uite că principalul nostru competitor electoral, contracandidat, este Partidul Național Liberal, dar de fapt, în interiorul acestui nou PNL, sunt majoritatea foștilor membri ai Partidului Democrat Liberal. Sunt membri semnificativi ai acestui partid care nu s-au dat la o parte să aplaude o guvernare care în 2010, în timpul mandatului de premier al domnului Boc, a tăiat pensiile, a tăiat salariile, a nenorocit această țară și a fost nevoie de 2 ani de zile pentru ca guvernul Ponta să îndrepte ceea ce se făcuse rău de către guvernul Boc. Să nu creadă în promisiunile neserioase, în mizeriile proferate la adresa noastră de către acești candidați ai PNL. Sunt niște oameni disperați care n-au ca și program electoral decât atacurile la adresa membrilor Partidului Social Democrat. Am ales din prima zi de campanie electorală să facem o campanie bazată pe proiecte, o campanie fără atacuri la adresa competitorilor noștri electorali. Am spus și în prima zi de campanie electorală că sper să învingă forța argumentelor și nu argumentul forței. Să nu creadă acești membri PNL care candidează la diverse funcții în acest moment că îi vor păcăli încă o dată pe mehedințeni. Mehedințenii sunt oameni responsabili, sunt oameni care, sau alături de care, ne-am îndeplinit proiectele în acești 4 ani, am stat zi de zi de vorbă cu ei, ne-au preocupat problemele lor și ne preocupă în continuare. Și ceea ce ne-am propus pentru perioada următoare vom realiza cu siguranță. Și aș vrea să închei faptul că suntem pregătiți în momentul de față, la nivelul Consiliului Județean Mehedinți, să depunem pentru finanțare, prin programul operațional regional, pe fonduri europene, o cerere de finanțare pentru un drum județean care totalizează 116 km de asfalt, împărțit în 4 tronsoane și care va deservi aproape jumătate din acest județ. De asemenea, vom depune pe strategia Dunării cerere de finanțare pentru un alt drum, și anume drumul de la Ilovița, Bahna, Podeni, Balta. Vom depune de asemenea, așteptăm obținerea finanțării, că am depus deja cererea de finanțare pe drumul Cerneți-Huznicioara-Punișor și vom depune pentru drumul de la Malovăț-Marga. Și mă întorc la acel proiect foarte important de 116 km, cele 4 tronsoane de drum sunt următoarele, Gruia, Pătulele, Cioroboreni, Vânjuleț, Rogova, un prim tronson, al doilea tronson
Punghina, Oprișor, Bălăcița, al treilea tronson, Vardănița, Bârcleș, Boceni, Tâmna și, în ultimul rând, un drum față de care Consiliul Județean Mehedinți are o obligație foarte mare pentru locuitorii din zona respectivă, drumul de la Grozești, DJ607, în lungime totală de 25 de kilometri, care nu a fost asfaltat niciodată. Și ne-am propus să obținem finanțare pentru acest drum și, în consecință, reprezintă al patrulea tronson de drum județean, care începe din Strehaia și traversează localitățile Cârceni, Grozești, Șușița și Păsăran și merge până la limita cu Dolju. În prima zi de depunere a cererilor de finanțare, împreună cu primarii, ale căror localități sunt traversate de acest drum județean, mă voi deplasa la Agenția de Dezvoltare Regională pentru depunerea cererii de finanțare, pentru că în prezent se lucrează asidu la documentația necesară a acestui proiect. Domnul președinte, domnul primar, eu nu pot decât să vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea în această seară și să vă doresc succes la alegerile ce urmează. Vă mulțumim! Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră din această seară. Sunt Georgiana Coca și vă doresc o seară la fel de frumoasă ca până acum, în continuare. La revedere!